Zilele Comunei Glogova din acest weekend promit să fie un eveniment memorabil cu un buget estimat la 70.000 de lei. Programul artistic va include recitaluri de muzică populară susținute de interpreți precum Ion Drăgan, Nina Predescu, Cosmin Bârlan, dar și mulți alții. Evenimentul nu doar că celebrează zilele comunității locale, ci și o aniversare semnificativă, 200 de ani de la prima formă de învățământ din comună. Cu ocazia acestei aniversări, autoritățile locale vor acorda 4 titluri de cetățean de onoare foștilor directori ai școlii din Glogova, recunoscând astfel contribuția lor valoroasă la educația și dezvoltarea comunității, a declarat primarul Gheorghe Alpredi. Ca în fiecare an, așa cum am obișnuit cetățenii comunei noastre, se desfășoară ediția de Zilele Comunei Glogova. Suntem la ediția 9-a. Cu această ocazie sărbătorim și 200 de ani de învățământ glogovean. Se împlinesc 200 de ani de la prima formă de învățământ din comuna noastră. Cu această ocazie o să avem, prin ședința de Consiliul Local, festivă, înmânarea a 4 titluri de cetățean de onoare pentru foștii directori ai școlii din Glogova, care încă mai sunt în viață. Seara, programul artistic cu interpreți consacrați.